În timp ce unii încă se mai gândesc dacă merită să acceseze fonduri europene, alții își croiesc deja al patrulea proiect. Un tânăr agronom, Ionuț Martagiu din Siliștea, pare că nu ratează nicio șansă atunci când este vorba de o măsură care i s-ar potrivi activității pe care o desfășoară. A primit 25.000 de euro pentru instalarea tânărului fermier și a cumpărat utilaje pe măsura 312 și 121, iar acum vânează noul PNDR pentru a achiziționa o combină. Ionuț, de când lucrezi în agricultură? Din 2000, am terminat facultatea în 2007. Ce facultate? Agronomie. Științe agronomice București, da. Pe urmă am venit aici la Siliștea. Împreună cu tatăl meu am o suprafață de 70 de hectare. Am avut 70 de hectare. În prezent am 188 de hectare. Dar ai terminat facultatea și cu gândul de a lucra în agricultură. În agricultură, adică da. De a achiziționa teren, nu? Teren, în arendă, proprietate mai puțin, că e foarte scump. Am accesat un proiect primar după ce am terminat instalare tânăr fermier, 25.000 de euro. Te-au ajutat banii ăștia? Ce-ai făcut cu ei? Am luat o mașină de fertilizat. Așa. Aveai ceva utilaje la startul ăsta? Nu, pe urmă, imediat am accesat măsura 312. Odată cu 112, cu instalare tânăr fermier, și am luat un tractor, un disc, un plug și un scarificator. Care a fost valoarea proiectului? 312 a fost 205.000 de euro, cu 70% de la Uniunea Europeană. Și cofinanțare 30%. 30% care i-am luat de la bancă. De la bancă. Asigur, din toți banii de la bancă, credit bancar, da. Pe care urmează să-l acum în cât timp? Ultima a fost ultima rată la 1 august. Ultima rată. Da. Ultima rată am terminat și acum am început cu nou proiect 121 de 104.500. Alt proiect, da. Al treilea proiect, da. Așa, tot în valoare de 104.500. Și acum cu toată gama de utilaje pe care o ai, sunt suficiente pentru suprafața pe care o deții? Da, mai mi-ar trebui o combină. Tot prin Gal, Valea Mostii, știi? Da. Deci aștepți noul PNDR? Anul care urmează. Da? Da. Ai prins curaj? Da. Da. Ei, uite, ar fi al patrulea proiect. Al patrulea, da. 7 ani. 7 ani? 7 ani, da. E ceva. Cam mult. Cam mult, 7 ani. Păi a durat acesta din 2014, februarie. Ce ți s-a părut greu pe tot acest parcurs? Îndomirea multe hârtii, a proiectului. Da, multe hârtii. Ce să zic, birocrație. Asta e toată chestia. Și partea bună? Partea bună că toți tinerii ar trebui să acceseze pe fonduri europene. Ar fi o șansă, nu? Pentru da. Că altfel n-ai avea cum să. Nu ai cum să pleci. Nu, bani. Nu. E un start. Da. Ce să zic, să închem într-o notă optimistă totuși, pentru că tu la anul ai de gând să achiziționezi combina aceea, deci un nou proiect. Trebuie să te înham cu răbdare, cu voință. Da. Și ce să-ți urez? Succes! Mulțumesc mult și să dea Dumnezeu să fie bine! Tânără, frumoasă, ambițioasă, studentă la stomatologie, Camelia Oncea intră la doar 22 de ani în lumea afacerilor. Și-a propus să cumpere utilaje agricole pe care să le pună să lucreze pentru micii fermieri care nu dispun de dotările necesare activităților agricole. Cu ajutorul tatălui și cu sprijinul celor de la Gal Valea Mostiștei, va face în curând recepția unei întregi game de utilaje. Camelia, știu că ești beneficiara măsurii 312. Da.
Cum ai ajuns să accesezi fonduri europene și de unde ideea aceasta de activitate, de prestări servicii în agricultură? Cu ajutorul tatălui. Da, deci noi de generații ne ocupăm de agricultură. Tatăl meu a deținut teren și pe timpul lui Ceaușescu și doresc ca copiii să rămână la țară, lângă mine. Deci mai sunt și alți copii, am și alți copii care lucrează aici la țară și doream și ea să rămână la țară, să ocupe de agricultură. Și atunci am găsit acest proiect, 312, pentru prestări servicii în agricultură și către persoane, către terți, către societăți. Și am demarat acest proiect. Bun. Practic, a fost înființată o întreprindere individuală, nu? Când s-a întâmplat acest lucru? Anul trecut, în 2014. Da? Și ați hotărât să achiziționați utilaje. Da? Și pentru acest lucru ați accesat măsura 312. Da. Ce utilaje ați pus pe lista de cumpărături? Deci avem o combină. Da. Un tractor de 103 cai putere, un plug, semănătoare, disc, o presă de baloți, o cositoare și o gremlă. Adică să poată să facă lucrările către populație, la terenurile cu suprafețe mai mici, unde ceilalți care au utilaje foarte mari nu își permit să intre pe suprafețele mai mici ale persoanelor care dețin teren, persoane particulare. Care este valoarea proiectului? Valoarea proiectului de 230.000 de euro. O sumă în care importantă. 50% vine de la cofinanțarea dumneavoastră. Deci 50% cofinanțare asigurată de dumneavoastră și 50% fonduri europene. Cum ați asigurat cofinanțarea? Pentru că pentru mulți fermieri asta este o mare problemă. Fonduri proprii, credite, cum ați rezolvat problema? A venit cu partea societății și restul de 45% credit bancar leasing pe 5 ani. Pe care urmează să-l... Da, o să fie... Să-l plătiți în timp. V-ați gândit cam în cât timp veți reuși să amortizați această investiție? Noi credeam că, deci din calculele noastre, trebuia să avem un câștig de anul ăsta, acesta, dar din cauza că utilajele au venit foarte târziu, n-am reușit să intrăm cu el la loc până în momentul de față. Deci combina a venit foarte târziu și am pierdut campania de la orz, de la rapiță, de la grâu. Urmează ca de la anul să intrați în plin, înțeleg. Da, la anul trebuie să intrăm în plin. Da. Cum a fost tot drumul ăsta de la depunerea proiectului până la obținerea banilor? A mers bine. Singura problemă e că foarte multe documente. Enorm de multe documente. De asta se plâng mulți beneficiari. Chiar nu mă așteptam să reușească să-l câștige. Eu am mai încercat de 3 ori să iau fonduri și n-am reușit. Da. Cine v-a ajutat în toată această perioadă? De unde v-ați luat informația? Cum ați ajuns să cunoașteți toate aspectele importante? Firma de consultanță de la București ne-a ajutat deci ne-a călăuzit pași. Deci e o firmă foarte bine pregătită. Deci acum, cinstit fiind, fără ajutorul lor nu reușeam. Bun, ei v-au ajutat la întocmirea proiectului și apoi la depunere? Trebuie toți pașii, unde să mergem, când să mergem, ce să facem, cum să... Deci toate celelalte, că e foarte complicat. Da, și pe plan local bănuiesc că cei de la grupul de acțiune locală unde ați depus proiectul? De aici, de la Lecliu, de la domnul Costea, că de aici a plecat proiectul, de aici s-a plecat de la domnul Costea. Dânsii a fost cu primul pas care l-au făcut și ne-au susținut. Ne-au spus toți pașii care să-i urmezi ca să nu ai probleme. Când a fost depus, practic, proiectul? În 2014, în luna 6, cred. În luna iunie? Da. Bun. A trecut ceva timp, dar deja aveți combina.
Da, așa este, așa este. Vă gândiți să mai accesați și alte fonduri europene? Ați prins curaj? Da, trebuie să și mai ia și restul de utilaje, că nu poate. Da. Deci prima a fost un pic de teamă că înseamnă niște bani să-i dai înapoi băncii. Sigur, sigur. Acum dacă intră și va face producție, deci va face prestări servicii, trebuie să-și ia și restul de utilaje, că nu are toată gama de utilaje. Ce v-ar mai lipsi? Păi trebuie... Ce vă mai lipsește? Ce v-ar mai trebui? Da, trebuie semănătoarea pentru păioase, trebuie aparatul de erbicidat. Ce suprafață urmează să lucrați, să prestați servicii? Cam noi am avut, care este ponderea în zonă? Am avut contracte cu cineva care deține 700 de hectare. Da. Vorbeați de micii fermieri și acum vreau să știu care este ponderea spre micii fermieri sau mari fermieri. Fermieri, 20-30 de hectare au micii fermieri. Pentru perioada următoare, ce urmează să vă mai vină? Am înțeles, combina da, aveți? Deci combina a venit. Pe data de 28 am vorbit la Călăraș, s-a făcut plata. Da. Deci din partea fondurilor europene, partea de 50% a făcut plata din trezorerie și am zis că ar trebui să intre azi sau mâine banii. După care trebuie să luăm tractorul, plugul, discul, semănătoarea, plășitoarea și grebla și presa de balast. Cine va lucra pe aceste utilaje? Are angajat pentru respectiva utilaj. Ați găsit în zonă? Da, mai foarte greu. Dar greu. Foarte greu. Vă întreb pentru că ne-am discutând cu oamenii în zonă, știu că e o problemă. O mare greșeală, da. Fiindcă nu se mai fac școli profesionale. Vin cei de la reprezentanță și pregătesc. Îi pregătesc. Da, și merg la cursuri. Camelia, am o curiozitate. Ce vârstă ai? 22 de ani. 22 de ani. Uite, în final aș vrea să-mi spui ce ai recomandat tu celor care nu au accesat fonduri europene și care poate ne privesc acum și ascultă cu interes informațiile date de voi. Este prima oară când accesez fondurile europene. Nu mi-a fost deloc ușor. Drumuri, documentație foarte multă. Dar cu ajutorul tatălui meu și a celor de la Valea Mostiștei, am reușit să duc proiectul cât de cât la final. Ai deja utilajele în curte. Doar e dovada combina cea mai palpabilă că ai reușit. Și mi-a dat curaj să merg mai departe. Recomand tuturor tinerilor să acceseze aceste fonduri. Va fi puțin mai greu la început, dar se vor descurca. Deci cu curaj. Cu curaj. Înainte. Da. Georgina Grigorescu are o specializare în agricultură, predă copiilor biologie și ecologie la școala din Lehliu, dar este și managerul unei societăți agricole în plină dezvoltare. Astăzi se bucură de o serie de utilaje achiziționate cu ajutorul unui alt proiect derulat prin grupul de acțiune locală Valea Mostiștei. Doamna Georgina Grigorescu, aveți deja experiență în accesarea fondurilor europene și tocmai despre acest lucru aș vrea să vorbim. Ați accesat deja măsura 121, instalarea tânărului fermier, dar pe programul național. Să începem de aici discuția noastră. Cum a fost această experiență, prima experiență în accesarea fondurilor europene? Prima experiență a fost un pic mai dificilă, deoarece a fost un pas făcut mai greoi, pentru că s-au cerut foarte multe documente care nu erau necesare pentru acest proiect, cred eu, nu știu. Iar după acest pas am trecut către GAL pentru că mi s-a părut un lucru mult mai accesibil de finanțare pentru proiect. Vorbim de a doua măsură, vorbim de actele necesare pentru depunerea de proiect. Deci a fost mult mai lejer pentru documente. După ce am depus documentele necesare, am avut sprijinul celor de la GAL, care au mers cu mine, inclusiv, și m-au scutit de un drum către Călăraș, care a contat foarte mult. Am încercat să intrăm așa într-o colaborare foarte apropiată și a început pasul următor cu creditul la bancă. Am mers către o bancă din
București, unde am accesat creditul necesar pentru asigurarea cofinanțării, de cofinanțării de 40%. N-am să avut... vorbim un pic despre măsura 1-2-1, achiziție de utilaje agricole. Ce ați avut în plan? Prima oară v-ați instalat, m-am instalat, m-am instalat, după instalare m-am gândit că îmi trebuie și utilajele necesare pentru a lucra. Ce gânduri aveți? Să fac un împrumut la bancă, să-mi cumpăr utilaje, după care am auzit de acest gal. La momentul respectiv am și accesat tot și am început să fac achiziții de utilaje pentru a-mi lucra terenul. Da. Ce suprafață lucrați? 118 hectare. Toate în proprietate sau și nu, în arendă? Nu, în arendă. În arendă, nu încă în proprietate. Bun, ați accesat și această măsură care privește achiziția de utilaje. Care a fost valoarea proiectului? Valoarea proiectului a fost de 165.000 de euro. Care v-ați cumpărat ce? O combină, un tractor, un plug, un header. Acum lucrați suprafața de peste 100 de hectare. Ce v-ați propus în perioada următoare? Acum aveți și utilajele, intenționați să măriți suprafața? Da, încerc să cresc și în suprafață, cu pași mărunți, pentru că nu se poate, și să accesez următorul. A, deja aveți experiență și i-ați prevenit pe cei de la GAL, da? Da, să mi oprească, vreau să accesez alt fond cu altă măsură, nu spun deocamdată că e așa ceva, nu știu dacă o să fie... E o superstiție? Da, da, dar oricum cu valoare mult mai mare și cu un proiect care nu există în zonă. Ce ați spune celor care nu au accesat încă fonduri europene? Din toată experiența acumulată de dumneavoastră, iată, pe două proiecte. Eu am deja am făcut așa o publicitate celor de la GAL. Mie mi s-au părut niște oameni foarte flexibili în ceea ce privește și persoana și ajutorul dat de către ei și să acceseze, pentru că au un pas înainte și să, la sfârșit de an, să vede când tragem linie. Cât de mult contează aceste sume primite prin fondurile europene? Pentru cei mici, cu ferme foarte mici, cum suntem noi, înseamnă foarte mult. Foarte mult, pentru că acești bani nu putem să-i câștigăm din producția agricolă. Și nu putem să ne permitem să ne cumpărăm noi utilajele direct cu fonduri proprii. Spuneați că e vorba de o sumă de 165.000 de euro, iată, o sumă importantă, deloc de neglijat. Când veți primi prima tranșă din această sumă? Sperăm că la începutul lunii septembrie să ne intre această sumă de bani. Noi proiectul l-am depus în luna mai. Așteptăm în câteva zile. Practic 5 luni. Cam 5 luni de zile sunt bani. Atât a durat tot acest parcurs birocratic. Da. Ați avut probleme, ați întâmpinat probleme pe parcursul acestor depuneri de acte? Actele au fost solicitate la nivelul procedurilor, cred, conform procedurilor proiectului. Ce înseamnă primării, ce înseamnă mediu, ce înseamnă sanitar, absolut tot ce mi se pare normal, contractele de arendă cu oamenii. Am avut sprijinul celor de la GAL care au mers împreună cu mine, un reprezentant de la ei a fost, nu totdeauna, dar aproape întotdeauna cu mine acolo unde mergeam. APIA a mai avut de depus, deci totul a fost... Deci ați avut un real sprijin de atâta timp cât contează foarte, contează foarte mult, pentru că îți îndrumă pașii exact cum trebuie și pas cu pas A fost mai simplu decât pe programul național. Da, mie mi s-a părut mult mai simplu decât pe programul național. Pe viitor, să vă întreb acum, e bine să o spuneți dumneavoastră, pe viitor mai mergeți pe programul național sau ați rămas aici pe plan local cu grupul de acțiune locală? Sper să rămân în continuare și rămân în continuare cu cei de la GAL. Deja i-am informat despre ce vreau să fac în viitor pentru următorul proiect și sper să am cu ei o colaborare la fel de frumoasă cum am avut pe programul de achiziții de utilaje agricole. Deja acum sper că ați văzut, sunt deja prietenii mei și ne cunoaștem foarte bine cu toții și numai cu mine și cu ceilalți. E bine că aveți o astfel de relație. Asta vă doresc și eu în continuare, să aveți o relație frumoasă și să vă sprijine și de acum încolo. Succes! Mulțumesc mult!
În comuna Ileana, grupul de acțiune locală Valea Mostiștei a avut de lucru cu îndârjirea oamenilor care nu s-au lăsat înduplecați de mirajul fondurilor europene. Reduta a fost totuși cucerită, câștigând un beneficiar. Ionuț Florinel Dragne a avut curajul să solicite 37.900 de euro prin măsura 121 pentru a beneficia de utilaje. Suntem tot în microregiunea Valea Mostiștei, de data aceasta în comuna Ileana, aici unde un singur beneficiar a fost cucerit de grupul de acțiune locală. Ce te-a determinat să accesezi fonduri europene și ce te-a convins să accesezi fondurile europene? Fonduri europene, exact. Determinarea prețului cam mare pentru utilajele accesizate, n-am dispus de toți banii. Și am considerat că este necesar de un fond european. Te întreb pentru că ești singurul beneficiar. Da. Ceilalți nu s-au lăsat convinși. Da. Ești singurul din comuna ta. De când lucrezi în agricultură? Tatăl meu a lucrat până acum 2 ani și de 2 ani am preiat eu. Ai preluat activitatea tatălui. Ce suprafață lucrezi? 80 de hectare. 80 de hectare. De 2 ani lucrez pe cont propriu. Aveai utilaje? Le-ai Aveam utilajele de la tatăl meu. Ce utilaje aveai? Românești, 650. Mai vechi? Mai vechi, da. Mai vechi. Și ai hotărât să accesezi fonduri europene, măsura 121, da, achiziție de utilaje. Utilaje agricole. Am achiziționat un tractor, un disc și un plung regent. Cu care urmează să-ți desfășori activitatea? Să-ți desfășori activitatea pe perioada următoare. Care a fost valoarea proiectului? 78.000 de euro. Bun, pentru cele trei utilaje. Pentru cele trei utilaje, da. Și procent de cofinanțare? 50-50. 50-50. O să te întreb acum că asta este problema cea mai mare a fermierilor. Cum ți-ai asigurat cofinanțarea? Am avut eu o parte din cei 50% și diferența fonduri care mi-a trebuit, proprii. Fondurile proprii, și diferența am făcut un împrumut bancar. Pe care urmează să-l achit. În cât timp? Pe 6 ani. Ce ți s-a părut cel mai greu în tot acest parcurs de obținerea fondurilor europene? Că bănuiesc că n-a fost autorizația așa de ușor. Da, autorizația de mediu a durat foarte mult cu depunerea cererii. Vizita în teren a întârziat și acum sunt anumite probleme care nu mă încadrez în... Ar fi o problemă că nu m-aș încadra în timp. Nu am putut să... Cei cu livrarea utilajelor au întârziat și n-am avut contractele de perdare primire a utilajelor și n-am putut să depun cererea de plată mai din timp. Dar se va remedia. Se va remedia, da. Am făcut o prelungire și până pe 30 septembrie. Care a fost durata din momentul depunerii proiectului până la primirea banilor? Depunerii la GAL sau depunerii la mediu? La GAL. La GAL? A proiectului, da. Cam 2 luni și un pic. Din atât? Da. A decurs foarte repede. Da. Norocoși, da. Da. A decurs foarte repede la GAL. Da. Ce îi spune celor care, uite, nu au accesat încă fonduri europene, vecini de-ai tăi, cu siguranță, care te vor urmări în... Să apeleze cu mare încredere, că sunt niște fonduri care putem profita noi, agricultorii. Bănuiesc că banii ăștia te-au ajutat în mare măsură, altfel nu ai fi putut cumpăra. Da. Nu, disponeam decât de jumătate din sumă și nu puteam să achit toată suma. Dar de activitatea propriu-zisă, cine se ocupă? Am făcut studiile de agricultură, de agricultor, de fermier, m-am de calificare. În agricultură. Erau necesare, da. Deci te-ai calificat și... M-am calificat și în agricultură. Când ai făcut cursurile? Anul trecut. Bun, și urmează să păstrezi linia asta pe agricultură de acum încolo? Da, în mare parte da. Vreau să păstrez... De mecanizare cine se ocupă? Am angajați. Angajați. Am angajați, da. I-ați găsit cu ușurință, că și asta am avut un angajat de când se ocupa tatăl meu și unul l-am angajat eu acum de când am preiat firma. Asta este mare lucru, că știu că e o problemă cu forța de muncă. Oamenii da. Pleacă, nu sunt mulțumiți sau sunt neserioși. Da. Da. Ce urmează? Ce obiective mai aveți în fermă? Ce urmează să faceți? Vă gândiți la extindere? Aș vrea să mai extind parcul auto, să mai achiziționez.
Dacă se poate tot pe un... Extinde și suprafața lucrărilor? Da, automat și suprafața lucrărilor și suprafața totală de pământ. Uh-huh. Anul acesta cum a fost? Un an bun, productiv? Cât de cât. Nici foarte bun, nici... Ce ați avut? Rapiță și grâu am avut până acum și acum suntem la recolta la Floarea Soarelui. Și? Hai să o luăm cu rapița. Rapița a fost bunicică, aș putea spune. Cam 1700-2200, cam așa, media. Aveți clienți pentru... Da, pentru... Rapiță, da. Pentru floare? Da, da, da. Mulțumitor prețul? Calitativ, cantitate, preț, da. Da? Da. E bine, atunci totul e de bine. Da. Succes! Mulțumesc frumos! Mihai Cherecheș din Lehliu Gară, specializat în management și inginerie economică în agricultură, a preluat afacerea tatălui în 2008 și de atunci a scris două proiecte pentru a avea cu ce lucra cele 400 de hectare pe care le însămânțează an de an cu grâu, orz, porumb, floarea soarelui sau rapiță. Pasionat de tehnologie, caută ca în permanență să fie în pas cu ultimele generații de utilaje agricole. Mihai, te-am prins la momentul recoltării, suntem în lanul de floarea soarelui. Ia spune-mi, e bună producția? Relativ bună. Adică, cât speri să obții la hectar? Între 2500-3000 de kilograme. Mm. Mulțumitor? Pentru condițiile anului ăsta? Pentru condițiile anului, destul de bine. Ce suprafață lucrezi? Aproape 400 de hectare. 400 de hectare pe care ați pus ce anume? Grâu, porumb, floare? Grâu, orz, grâu, rapiță, floare și porumb. Uh-huh, uh-huh. E, noi am venit la tine pentru că știu că ești beneficiarul unei măsuri, 1-2-1, dacă nu mă înșel. Da. Da, achiziție de utilaje. Chiar două. Chiar două ce? Două proiecte ai depus? Da. Da? Unul pe național mai în 2009. 2008-2009 și unul pe gal. Pe ce măsură? Tot pe 1-2-1. Da? Și atunci ce ți-ai cumpărat? Tot o combina. Tot o combina? Deci ai două combine? Da. Uh-huh. Și pe național cum a fost? La vremea aceea cam greu. Cam greu? Ce anume a fost greu? Ce ți s-a părut greu? Rezultatul până s-a dat final a durat până am luat deciziile cei de sus. Da. Când s-a întâmplat asta? 2009. Și valoarea proiectului pe național cât a fost? 141.000 de euro. 141.000 pentru o combină. Și o mașină de erbicidat. Bun. Și acum pe proiectul obținut prin grupul de acțiune locală Valea Mostiștei? Doar o combină. Care a fost valoarea proiectului? 185.000. Ei, mult mai mult. De ce? E mai performantă, mare. Ce capacitate are? Buncărul are de 1600 de litri, header-ul de poioase de 6 metri, puterea motorului 276 de cai, suprafața mare de cernere undeva la 8 metri pătrați. Și acum poți face comparație între programul național și programul GALU. Accesat, da, prin GAL. S-a mers mai repede pe GAL. S-a mers mai repede? Da. De exemplu, am început anul trecut. Când a fost depus proiectul? Am început cu documentele și l-a fost depus undeva în vară, dacă ține minte, și până în toamnă s-a făcut achiziția. A, deci ai primit și banii, foarte rapid. Deci n-a durat un an de zile. Și în partea cealaltă am apucat undeva până în septembrie, s-a terminat anul următor până noiembrie. Oho! A durat mai mult, într-adevăr. Și acolo, pe național, sunt mai multe proiecte, probabil că de asta durează și mai mult. Da, ia spune-mi, aveai nevoie neapărat de o a doua combină? Da. De ce? Pentru că aveai suprafața mare? Condițiile meteo, nu știi de la ce te aștepți. Așa. De exemplu, anul trecut a fost un an mai ploios. Da. Cât mai repede trebuie să iei recolta. Da, deci trebuie să lucrezi în plin cu cât mai multe utilaje ca să recuperezi recolta. Vreau să te mai întreb legat de cofinanțare. Care a fost procentul? Cât a trebuit să pui tu? Aici pe gală 50. 50%. Și pe național atunci a fost 45% partea mea. Uh-huh. Și acești 50%, oricum o sumă foarte mare, cum ai asigurat-o? Împrumut. Împrumut? Bancar? Da. Bancar.
pe care va trebui să-l restitui, să-l... În 5 ani de zile. În 5 ani de zile. Reușești? Speri să... Dacă ne ajută Dumnezeu... Trebuie, nu? Văd că ai acumulat deja experiență pe accesarea fondurilor europene. Te-ai gândit, te mai gândești și la alte proiecte? Tot pe 1-2-1 aș vrea să fac. Am înțeles că s-a dat drumul pe național. Da. Și cred că în toamnă acum am apucat. Da, da. Păi tot vine toamna, iarna, ce să fac agricultorii? Exact. Să scrie niște proiecte, nu? Da. Cam ăsta ar fi mesajul. Ce utilaje ai mai avea nevoie? Ce ți-ar mai trebui? Ce ai vrea să mai achiziționezi? O semănătoare de păioase, ceva mai performant cu pregătire, un selector și o mașină de selectorul toată. Ce face? Pentru selectat sămânța. Bine, Mihai, atunci te las la treabă și succes! Mulțumesc! Producții cât mai bune, un an bun, la anul următor. Lume. Și la cât mai multe proiecte, dacă tot ai învățat să le faci. Să dea, domnul. Succes! Da. E în natura ființei noastre să ne dezvoltăm. Impulsionați de nevoia primară a omului de a se hrăni. Și inspirați de nenumărate neposibilități oferite de pământ. De aici a început totul. Adama. Nu vă mirați. Nu eu sunt naș. Parachil este naș. Antiparazitar extern pentru câini și pisici. Purecii și căpușele își găsesc nașul cu Parachil. Parachil, cel mai bun antiparazitar extern pentru căței și pisici, marca Romvac. ...1500 de fermieri, dragii mei, vin în fiecare an în insula Marea Brăilei să facă turul de performanță. Aici este un adevărat centru de excelență în agricultură care se ocupă de maximizarea producției și de scăderea costurilor. Dar cum este oare cu putință așa ceva astăzi în România? Aflăm chiar acum. Vin aici pentru a nu știu câta oară la zilele câmpului și dacă nu mă înșel și am numărat bine a 14-a, 15-a ediție a 13-a ediție. Și uite când a fost cu ghinion, caz a plouat. Da, a venit noi cu ploaie. Să dea Domnul să tot vină, că e nevoie de ploaie în toată partea aceasta. Vă mai așteptăm. Dacă e vorba de ploaie și putem să o aducem, venim cu multă dragoste. Ok. Totdeauna am găsit aici și am văzut aici o prezență extraordinară. 800, 700, 800, 1000 și peste 1000 de fermieri. Marea majoritate a fermierilor, cel puțin cu mulți dintre ei cu care eu am vorbit, consideră insula Marea Brăilei un centru de excelență, practic un centru de învățământ superior, de învățământ practic superior. Domnul Banu, ideea a pornit de la bun început când am promis celui care m-a adus aici, pentru că aici n-am venit singur. I-am promis că voi face această exploatație să fie unică în felul ei. La vremea când noi am venit aici, erau doar o medie de 2000 de kilograme la grâu și vreo 2000 de kilograme la rapeță. Și am ajuns astăzi să realizăm. La grâu facem 7000 și vreo 20 de kilograme, iar la porumb 12000 și 300 de kilograme. Boabe, bineînțeles că vorbim la boabe stas, nu vorbim la... Care este cea mai rentabilă cultură din ceea ce ați... din toată paleta de culturi pe care... Porumbul. Porumbul rămâne cea mai rentabilă și deci costurile noastre în general se învârt în jurul a peste 1000 de euro pe hectar și tot ce câștigăm peste 1000 de euro acesta este profit. Și nu ne plângem chiar foarte tare că profitul n-ar fi bun. Mai cu seamă că reușim să dăm produse de calitate și în același timp cantități foarte mari. Dar vedeți, în timp prețurile inputurilor au crescut exagerat. Eu îndrăznesc să spun așa și cred că nu greșesc. Comparativ cu prețurile de valorificare a produselor agricole, cum reușiți totuși să compensați această mare diferență între costuri și valorificare și prețurile de valorificare, că nu e ușor. Preocuparea noastră de bază a fost canalizată în două direcții. Una a fost de maximizarea randamentelor pe hectar și a doua de reducere
a costurilor. Pentru că astea două, dacă le realizezi, ai sigur profit. Bun, până aici e teorie. Cum ați făcut practic? Da, e teorie. Cum am redus inputurile? Am trecut la sistema de lucrări minime ale solului. Prin această lucrare se reduc consumurile energetice de motorină. Noi vrem să ajungem de la 100 de litri de motorină pe hectar, vrem să ajungem și suntem foarte aproape de a realiza 50 de litri de motorină. Da, dar vedeți că aici e o contradicție între cei care promovează lucrările sau sistema de lucrări minim pilici cu cele clasice, să spun așa. Și nu trebuie încorporată masa vegetativă care există. Care e părerea noastră? Doamne! Complet fals! Dar spune-ți, doamne, care, cum e? Păi să vă spun, de exemplu, o țară care a ajuns a treia putere mondială și inclusiv nu numai Argentina, ci și Brazilia, care e a doua putere agricolă mondială, ei au avansat, au progresat extraordinar de tare pentru că n-au încorporat resturile vegetale și le-au lăsat la suprafață și în fiecare an s-a format câte 5 mm de strat organic care... Un adevărat mulci. Exact, în 30 și care a fost de mulci ca să nu spulbere, să nu se producă eroziune eoliană și în 30 de ani stratul ăla de câte 5 mm a devenit un strat de 15 cm în care se produc toate principalele dezvoltări de rădăcină, cea mai mare parte de dezvoltări de rădăcină a tuturor plantelor se produc în astea 15 cm. Bun. Și ăsta este cel mai organic, este o mraniță, au realizat o mraniță. De ce? Pentru că în anul când a avut aia 5 mm, nu i-a amestecat cu 25 de cm, cum facem noi. Bun, e adevărat ceea ce spuneți, dar vă mai întreb ceva. Cum realizăm creșterea cantității de humus în sol? Pentru că știm că este una din... Păi, dar el dacă devine 15 cm, el nu aparține solului. Nu-i deja păi, un strat de sol și acolo ai humus extraordinar de mult. Mai mult decât visai sau credeai că este. Dar trebuie să pornești odată. Sigur. Ei, sigur, ai dreptate. În Argentina, acolo unde se întâmplă treaba asta, și în Brazilia plouă mult. 800 de milimetri. Vedeți? Și atunci... Ce facem în condițiile în care avem... Și atunci, dacă am luat o mașină care ar lucra superficial stratul ăsta de materie vegetală și numai ar amesteca o 4 cm cu solul și ar pune bacteriile să lucreze, adică n-aș aștepta timpul când astea intră, ca să zic așa, în pământ, se transformă, ci le însămânțesc cu sol și în sol sunt milioane și milioane și miliarde de microorganisme care trec, sunt puse la treabă și în felul acesta am grăbit. Nu mai trebuie să aștept 30 de ani ca ei, probabil că o să se întâmple în 15 ani. Cu o singură condiție, să pornești odată și să înțelegi că dacă învârți pământul, înseamnă că pierzi apa, corect. Pierzând apa, bacteriile își încetează activitatea și corect. Mor și nu mai muncesc pentru tine și în loc să obții... De ce crezi că s-a aplicat la un moment dat în țările din vest, statul plătea dacă nu cultivai, nu lucrai teren. Pământul un an, așa 2, 3, 4, 5. De, sau cum, terenul da, pe săritoare, o, cu o săritoare, o dignă. De ce, domnule? De ce? Din acest de motiv. Păi puteam să spune și cum masa... Dar să pune întrebări, ce faci cu resturile organice? Bun, dar cum mobilizezi? Stați să un pic. Dar vă mai întreb și altceva. Sunt culturi, vorbiți acum, sau cum să spun, înțeleg acum pentru lucrarea superficială a solului pentru plantele cu înrădăcinare superficială. Cerealele de toamnă, cereale general. Dar cele cu rădăcinare profundă, cum asigurăm noi penetrarea rădăcinilor ușoară în profunzime? Uite, domnule, că sunteți aici, filmați mașina asta. Filmați-o pe asta. Uitați, asta ce face? Nu mai afânează solul, nu mai bagă aer în sol pentru rădăcina aia profundă de care spui dumneata. Foarte, nu. Și ea vine, așa sunt rândurile suprapuse, încât așezate, randomizate, încât distanța între organele active e de 20 de centimetre. Și asigură aerarea și mobilizarea în profunzime fără să-l răstoarne pământul. Exact, și fără să pierd apa. Și microorgan și urmează în spate... Dacă vă uitați, niște roți groase de cauciuc care tasează solul și care pun din nou în contact, asigură viața microorganismelor,
Așa, după ce în spatele acestuia ai băgat niște îngrășăminte cu fosfor, unde la nivelul rădăcinii, viitoarelor rădăcini, deci care vor găsi fosforul. Deci trebuie să-ți seama de specia care o cultiv, de cultura exact. Care o și, păi nu, vorbeați de alea cu rădăcină profundă. Corect, așa. Și urmează tasarea care rezolvă chestiunea aceasta, problema dar și, dar și refacerea capilarității, care ai distrus-o făcând chestiunea aceasta și apa din freatic să urcă sus către sămânța ta, care va beneficia de o altă apă decât apa de sus. Domnul... Noi arând la 25 de centimetri sau făcând o lucrare cu discul, de fapt ce facem? Rupim capilaritatea. Și rupând capilaritatea, expunem, după ce am întors solul umed, l-am adus deasupra și am întors, pierdem și bruma de apă care o avem și rupem potențialul apei de jos, de a veni în sus. Prin lucrarea superficială a solului, practic urmărim ruperea capilarității ca să nu urce apa, să o pierdem. Cum realizăm treaba asta? Nu, asta o facem numai cu 3-4 mm deasupra solului. Nu ai nevoie la 25 cm. Exact, acolo. Acolo să nu pierzi apa, dar încoace am nevoie de apă către tot sistemul radicular, care este de la nivelul coletului până în profunzime. Domnul doctor, asta e ideea. O adevărată lecție pentru fermieri, inclusiv pentru cei care au participat la zilele câmpului din insula Marea Brăilei, dar nu numai pentru ei, pentru toți care ne vor urmări. Urmează acum un reportaj cu greutate, cu o greutate de o tonă. Cam atât cântărește un zimbru. Deși cântărește atât de mult, să știți că este un animal mândru, este un animal foarte, foarte sensibil. De unde știu asta? Am aflat de la rezervația de zimbri, cea mai mare rezervație de zimbri din România, Zimbrăria Neagra din comuna Bușan, județul Dâmbovița. Haideți să mergem și noi acolo. Anul 1762, în codrii din munții Bârgăului are loc o ultimă încleștare între doi dintre titanii pământului. Este o luptă pe viață și pe moarte, o luptă în care s-a răpus ultimul descendent al zimbrilor ancestral din România. Pare că s-a mai încheiat o eră. Omul și-a dovedit încă o dată supremația, dar cu ce preț? Și totuși, la aproape două secole, istoria se răzgândește. Zimbrii se întorc în România. În 1983, în cadrul ocolului silvic Bucșani, se înființează Zimbrăria Neagră. Am lăsat în urmă frenezia capitalei și am parcurs cei 80 de kilometri care despart leagănul civilizației de fortăreața în care și-au găsit apărarea zimbrii. Incursiunea noastră în lumea acestor animale preistorice începe la ocolul silvic Bucșani, acolo unde suntem așteptați de Lucian Pleșea, șeful ocolului silvic. Zimbrăria Neagră se află situată pe teritoriul comunei Bucșani, este administrat de către ocolul silvic Bucșani, prin direcția silvică Dâmbovița. S-a înființat în anul 1983. Are o suprafață de 162 de hectare și 32 de exemplare. 14 masculi și 18 femele în momentul acesta. Cât de importantă este această zimbrărie pentru România? Pentru că zimbru este o specie aflată în conservare. După cum bine ați spus și dumneavoastră, este cunoscut faptul că zimbru este o specie pe cale de dispariție. Preocupările noastre sunt de a menține această specie în fauna țării. Ocolul silvic Bucșani își are ca și atribut aclimatizarea speciei zimbru în zona de câmpie premontană și dealuri joase. Ne punem în mișcare, iar nerăbdarea de a vedea zimbrii crește gradual pe măsură ce drumul nostru continuă prin intimitatea unei păduri de foioase. O liniște aproape de plină, tulburată doar de foșnetul frunzelor și al roților mașinii învăluie peisajul și parcă totul capătă o aură mistică.
Domnul Plășa, credeți că sunt oamenii din Bocșan conștienți de această bogăție pe care o are comuna lor? Sunt mândri că au perpetuat această moștenire lăsată de generații? Sunt convins că realizează importanța acestui obiectiv, dat fiind că zimbru este o specie pe cale de dispariție. Un motiv care mă face să cred acest lucru este acela că vizitează în fiecare weekend zona. După câțiva kilometri de drum forestier, apare și indicatorul care ne arată că rezervația nu este departe. Bastionul zimbilor se arată în sfârșit și, spre surprinderea noastră, nu suntem singurii veniți să întâlnim animalele venite din Pleistocen. Avem șansa de a vedea primele exemplare doar după câțiva pași făcuți dincolo de poarta care te anunță că ai pătruns în lumea zimbilor ancestrali. Doar un gard de lemn ne desparte de acești coloși. Forța pe care o emană este copleșitoare. Unul dintre zimbrii ne privește curios, dar scrutător în același timp. În personalitatea acestor animale impozante, calmul se îmbină cu imprevizibilitatea. Atunci când se lasă cuprins de furie, colosul de peste o tonă se transformă într-o forță invincibilă. Respirația lui pronunțată este un avertisment greu de ignorat. Îi respectăm spațiul și ne îndreptăm spre foișorul de observație, acolo unde ne așteaptă omul care supraveghează zimbrii de 22 de ani. Salut, bine ați venit! Domnul Marius Ștefana. Da, Marius Ștefana, titularul cantonului 16 Zimbrăie. De cât timp sunteți pădurar? De 22 de ani, în cadrul ocolului Bucșan, direcția Silvică Dâmboviță. Ați avut mult timp la dispoziție să observați comportamentul zimbrilor. Ce ne puteți spune despre tabieturile lor? Când vin la masă, cu ce-i hrăniți? Din regulă, mulțumesc. Sunt animale relativ docile, dar care degajă o foiță impresionantă. Cine ar avea ocazia să vadă în perioada de împereche o luptă între doi masculi și ar da seama de puterea acestui animal și vigorozitatea lui. Pe parcursul zilei, ei sunt împărțiți în trei grupuri și în cele 163 de hectare închise cât are rezervația, sunt împărțite în trei grupuri distincte, conduse întotdeauna de un mascul adult. Masculii care nu sunt conducători de câid, dar totuși sunt maturi sexual, devin solidari. Reușim să-i strângem pe toți în jurul orelor 10:30-11, după cum se vede, când îi se administrează o hrană concentrată în zona șgheapurilor de hrănire. Spuneați că emană o forță impresionantă zimbru. La ce greutate poate ajunge un mascul? Sunt exemplare adulte care depășesc o tonă. O tonă, o tonă 200. Femelele sunt puțin mai mici, undeva la 600-800 de kilograme. De ce este important să le oferiți hrană suplimentară? Ei trăiesc într-o semisălbăticie, nu găsesc suficientă hrană în pădurea care îi înconjoară? Rezervația a și fost creată pe o suprafață de 163, care cuprinde mai multe trupuri de pădure, alte ogoare de hrană pe lângă care ați și trecut. Dar nutrețiul combinat, adică în special porumbul măcinat la moara noastră aici, este un aport caloric necesar pentru buna dezvoltare a întregii turme. Cam cât timp dintr-o zi sunt vizibili zimbri? Cât stau aici? În perioada de iarnă, când depinde foarte mult de mâna omului, pentru că pe timpul iernii li se administrează și fân, li se administrează și suculente, depind foarte mult și în zona șgheaburilor, de dimineața până seara sunt în zona aceasta. Pe timpul primăverii, verii, în sezonul de vegetație, având și oferta vastă de pe întreaga rezervație, a unde să se ducă o ogoare de hrană cu iarbă bună, reușim să-i cooptăm și să-i strângem pe toate grupurile în jurul orelor 10, 11, 12 sunt în zona șgheaburilor. Deci cine vrea să-i vadă 10, 11, 12 maxim, e ideal să vadă întreg efectiv. Câte pătări ați avut în anul trecut, spre exemplu, în 2014? În 2013 au fost 5 fătări, 3 masculi și 2 femele. Uh-huh. Au fost probleme deosebite cu boala limbii albastre? Au fost probleme întreg efectivul. A prezentat o stare de relativ slăbiciune, dar prin medicamentația administrat, s-a reușit și, după cum se vede, întreg efectiv în momentul de față arată foarte bine, neașteptat de bine. Zimbrii au un nume? Singurul lucru, dacă îmi dați voie, din cauza bolii limbii albastre,
am observat o decalare a perioadei de împerechere. Dacă normal ar fi fost să se împerecheze august-septembrie, am văzut împerecheri și în decembrie, ceea ce va duce la fătăi în luna noiembrie a acestui an și vedem ce se va întâmpla atunci. Referitor la întrebarea cu numele, da. Într-adevăr au un nume și toate numele încep cu indicativul României, adică cu RO. RO Bila, RO Gojan, pentru a identifica exemplarul de pe teritoriul țării în care este, fiind monument ale naturii și exemplare pe cale de dispariție, să știe exact în ce țară provin. A devenit provin. Un simbol al României, să spunem. Da, putem spune și așa, și gândindu-ne și la boul după stema Moldovei lui Ștefan cel Mare, nici acum nu știm dacă boul după steagul lui Ștefan cel Mare și zimbru e același lucru. În preistorie, în Europa, zimbrul trăia în zone de stepă uscată și silvostepă, cu păduri rărite de foioase, iar arealul lui se întindea între Marea Baltică și Marea Neagră. Animale masive, impunătoare, zimbrii au puțin prădători. Doar vânătorii agili ca râșii sau munca de echipă a haitelor de lupi le curmau viața. Echilibrul acesta firesc a fost destrămat însă de cel mai de temut prădător, omul. Este important să învățăm lecțiile trecutului. În urma noastră, turma de zimbri rămâne liniștită. Pacea din foișorul de observație este invadată de vocile zlobii ale unor prichindei veniți să viziteze zimbrăria. Se opresc din jocul lor pentru a transmite cel mai inocent și sincer mesaj, acela că zimbrul din România are dreptul la viață. Printre activitățile noastre extracurriculare, extrașcolare, se numără și o vizită la zimbrăria noastră Neagra, care este o zonă renumită, o zonă înscrisă în patrimoniul nostru național, o zonă în care vin foarte mulți turiști din țară și ne bucurăm de prezența părinților în astfel de activități. Copiii noștri sunt niște copii dornici să se joace în aer liber, dornici să vadă ce se petrece în jurul nostru și în aerul nostru pe care îl considerăm curat și vital vieții. Considerați că a fost o zi reușită, copiii. O zi reușită, chiar ne pare rău că n-ați venit un pic mai devreme să vedeți cum ne-am jucat și ce jocuri frumoase am făcut noi aici de față cu părinții și cu toți cei care au vrut să ne vadă. Bună, copii! Mă bucur să vă văd. Cum a fost azi la zimbrărie? Frumos! Frumos! De ce a fost atât de frumos? A fost o zi specială, dar de ce? Că ați văzut zimbrii? Ați mai văzut până acum zimbrii? Da. Anul trecut. Bună, Iulia! Ce ai văzut astăzi la zimbrărie? Zimbrii și animale împăiate. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Zimbrii. De ce? Că sunt frumoși. Sunt frumoși și trebuie să-i păstrăm așa cum sunt acum, în mediul lor natural, nu-i așa? Da. Mulțumesc mult! La fel ca acum aproape două secole, omul este cel care va hotărî soarta zimbrului. Oamenii care s-au dedicat îngrijirii lor și-au propus să redea zimbrului statutul de odinioară, iar pentru asta deschid porțile zimbrăriei pentru oricine vrea să pășească în acest univers restrâns al zimbrilor. Ne aflăm în fața cabanei Zimbrăria Neagră. Domnul Pleșa, cât de important este să promovăm Zimbrăria Neagră? Zimbrăria Neagră este cel mai mare obiectiv din țară, ceea ce privește creșterea zimbrului. În cadrul zimbrăriei există și o cabană unde vizitatorii pot servi masa, pot fi cazați și pe timp de noapte. Cabana este dotată cu bucătărie, cu un living, un spațiu pentru servirea mesei, iar la etaj sunt 5 camere unde pot fi cazați 8 pot fi cazate 8 persoane. Zimbrăria poate fi vizitată pe tot parcursul anului? Absolut, dar trebuie să ținem cont de faptul că zimbrul este o specie care preferă temperaturi mai scăzute și ca atare este de preferat a se vizita între intervalul orar în perioadele calde de la 8 la 12, iar în sezonul rece, în tot cursul zilei. Prețul, înțeleg că este unul modic. Cei care vin să plătească, să viziteze zimbrăria, nu trebuie deci să-și facă tarif... griji că ar fi costisitor. Absolut. Este vorba de un tarif de 6 lei pentru un adult și 3 lei pentru un copil, elev, student. Iar pentru închirierea cabanei, pentru
24 de ore, este un tarif de 500 de lei. În 1762 a fost împușcat ultimul zimbru din România, în Munții Bârgăului. În 1983, Zimbreria Neagră a primit primele exemplare din Polonia. Se pare că ne aflăm în fața unei noi ere. Să sperăm că viitorul lor va fi unul luminos și că generațiile viitoare se vor putea bucura de aceste animale magnifice. Nicolae Costea a sfidat timpul atunci când a pus bazele unei afaceri cu produse pentru apicultori, mai ales într-un an de criză. Dar să știți că nu degeaba a făcut această investiție. Acum la Amara se fac stupi, rame, hrănitori, iar produsele familiei sunt exportate departe, peste mări și țări. Domnule Costea, cum se poate să faci o fabrică de stupi cu patru mâini? Pasiune, pricepere, în primul rând, și multă, multă răbdare. Și totuși, cred că trebuie să vină de undeva această dragoste pentru albine. Eu zic din rădăcini, de la țară. Am crescut undeva într-o zonă în care albinăritul nu era chiar înfloritor, dar am crescut cu el și pot să zic că am crescut aproape cu el în sânge. Părinții n-au vrut să spună, dar bănuiesc că pe undeva, pe la 5-6 ani, cred că am fost înțepat prima dată de albină. Noi avem o vorbă în trei albinari. Dacă te-ai injectat albina toată viața, o să o duci în cârcă. Din hobby, din albinărit, simțim nevoia că o să avem nevoie și de cutii și de, fiind și de meserie printre altele. Cu câțiva ani în urmă ne-am oprit din meseriile pe care le aveam. Ce meserii? Aici o istorie lungă. O lăsăm pe ultima, de tâmplar. Fiind de meserie de tâmplar, cu cumnatul împreună ne-am asociat, chiar într-un an de criză, în primul an de criză, acum 5 ani de zile, când România era în colaps, noi am avut curajul, am pus amândoi bănuți cu bănuți, ne-am cumpărat utilaje, ne-am cumpărat materiale, am studiat, că era foarte mult de studiat, că albinăritul e o întreagă industrie, începând de la cutiuță și până la vânzarea produsului finit. Nu este ușor, dar nici foarte greu. E o plăcere când o faci din plăcere. Ai rezultate și pozitive și negative, dar noi zicem că albinăritul și, în general, agricultura o să ne scoată și din criză și din letargia asta, din lena asta pe care a început să ni se împământească noi. Cum vă comercializați produsele? În primul rând, prin faimă. Sunteți faimoși la Amara? Nu, Amara. Am impresia că suntem faimoși în țară. Și cum vin oamenii la dumneavoastră? Bat la poartă? Vă scriu e-mail-uri? Cum? La noi vin oamenii din om în om. Noi am fost singura fabrică care ne-am promovat prin ceea ce știm să facem din om în om. Noi nu ne-am făcut reclamă nici pe TV, nici pe radio, nici pe niciun fel de mass media. Noi am făcut pentru prieteni, prietenii ne-au recomandat la prieteni, prietenii la rândul lor la prieteni și tot așa am ajuns să trimitem marfă și la Arad și la Baia Mare. Anul trecut am trimis și în Olanda, și în Belgia, și în Franța. Și cum sunt văzuți stupii noștri acolo? În comparație cu tehnologia care au ei, puțin mai încet. Dar, deci ca tehnică lucrând, dacă ca puritatea lemnului, ca naturalețea lemnului de aici, din România, nu se compară. V-ați gândit să vă extindeți afacerea? Nu. De ce? Una, nu este loc pe piață pentru firme mari. Ce se întâmplă în momentul... Eu am avut 75 de angajați și am renunțat la toți din cauza corvoadei pe care eu trebuia să o fac pentru ei. Eu cu 75 de angajați făceam pe lună în jur de 400-500 de stupi, dar mie îmi rămâneau 10 stupi. Eu acum cu cumnatul fac 200 de stupi pe lună și ne rămâne 100 cu 100. Deci noi lucrăm de la 6 dimineața până la 11-12 noapte. Familia, distracția noastră în fabrică. Noi anul trecut am făcut 3 weekenduri. Plecați de acasă, în rest, pot să spun că noi mâncăm lemnul pe pâine.
ne trezim cu mirosul de lemn în haine și ne culcăm cu mirosul de lemn în haine. Vin clienți din țară care vin mai de departe și colaboratorii noștri și când intră în hală ne spune așa cu inima deschisă: băi fraților, așa de frumos miroase la voi aici că n-am plecat de la voi. Nici la munte, când mergem la munte, fiind lemn, numai lemn natural, nu lucrăm cu chimicale și fiind hala deschisă, e mană o poftă de muncă, o poftă de viață, că de multe ori ne vine, ne vede că ne chinuie. Băi, frate, dar voi nu mai luați și voi o pauză, e duminică, e sâmbătă, e ora 9, vecinii, băi, ne-ați zăpăcit, voi nu vă mai culcați, mai lăsați-ne în pace. Și ce am făcut când am venit prima dată aici la stand la dumneavoastră? Am luat un pic de rășină, pentru că miroase foarte frumos. Noi avem în suflet. Noi avem în suflet. Am băiatul care pot să zic că aproape m-a depășit. Asta e bine că are cine să vă ducă această pasiune și tradiție mai departe. Și noi sperăm să fie așa până la sfârșit. Și-a făcut, a avut ambiție la 12 ani să-și facă stupina lui. Și stupina lui pe banii lui. Adică vine în fabrică, muncește, manopera pe care o face el, de el a venit la institut și a luat albine și a dezvoltat afacere și a cumpărat părsări de rasă, animale de rasă. Ne întoarcem la rădăcini, ne întoarcem acolo în natură, aducem natura cu noi. Asta nu că e o afacere, eu nu pot să zic că nu, asta e viața noastră. Ce îi sfătuiți pe cei care poate ar vrea să vă calce pe urme? Să aibă curaj și să înceapă ce și-au pus în gând să ducă la cap. Vă pot lua pe dumneavoastră ca drept model? Eu zic, mulți ca mine așa sunt un semn de întrebare pentru cei care vor să facă ceva. Și semnul de întrebare este, băi, de ce ăla poate? De ce ăla poate și eu nu pot? N-am voință, n-am ce. Că de multe ori văd bani, oameni cu mașini de bani, dar care nu fac nimic. Noi n-am fost hărăziți să avem mașini de bani, dar avem o poftă nebună de muncă și de viață, că nu știm ce să facem cu ea. Și studiem, și studiem, și studiem. De multe ori plecăm noaptea acasă din fabrică și am văzut peste zi, de exemplu, un produs nou, că vin clienți la noi, orice zi trebuie să înceapă cu ceva nou. Că sună telefonul și spune, știți, domnul Costea, dar eu aș vrea altceva. Și spun, ce vreți? Păi uite, eu aș vrea așa, domnule, veniți, punem pe hârtie, cum vrei mata, așa facem. Vine, discutăm, ne punem de acord, de multe ori vin cu niște idei trăznite. Și spune, uite, nu e bine așa, facem așa, hai să facem așa, așa, așa. Pleacă de la noi, mai merg la două, trei firme să consultă și cu ea și spune, domnul Costea, pe dumneavoastră v-am ales, zice, dumneavoastră mi-ați dat sfatul cel mai bun, că uite, mai bine așa, că ea n-au albine, că ea nu știe ce să facă, că ea mă punea să fac așa, că ea mă punea să iau aia, să fac aia. Și am zis, fraților, haideți să facem ceva împreună, dar să facem ceva împreună nu pentru mine sau pentru mata, să facem pentru toată lumea. Să vadă și vecinii noștri, să îi încânte și pe ei, să ia și ei de ceea ce vrem să facem noi. E greu, lucrul cu omul e foarte greu. Foarte. Cei care au fost aici și v-au vizitat în târgă, ce produse au apreciat mai mult? Lăsăm pe ei să vorbească, nu noi. Îi lăsăm pe ei să vorbească. Așa o să facem, iar dumneavoastră o să vă doresc să vă duceți viața așa mai departe, să o trăiți frumos, cu miros de brad. Cel mai mare blestem e să duci viața mai departe. Că dacă știți la când ne așteaptă de muncă acasă, nici nu gândiți cât avem de muncă acasă și ne plângem, auzim pe toate posturile de... Ne plângem că suntem sărași când avem de muncă. Suntem puturoși. Atunci putere de muncă, vă doresc. Numai bine. Lumea satului, lumea afacerilor tale de peste 10 ani, aduce abonaților săi informații diverse și de actualitate din și pentru spațiul rural. Tot ce vrei să știi despre lumea în care trăiești, tehnologii agrozootehnice, afaceri, piețe și burse, utilaje agricole, silvicultură și mediu, cercetare și învățământ, dar și despre administrația locală, meșteșuguri, turism, cultură, spiritualitate, găsești în cele 82 de pagini ale revistei Lumea Satului. Vino acasă în lumea afacerilor tale. Fii și tu abonat Lumea Satului.
Cele mai gustoase cireșe provin de la cele mai bune soiuri. Pomii au fost plantați cu grijă, au fost irigați, au fost protejați de dăunători. Dragii mei, priviți următorul material și o să vedem împreună că prețul cireșelor nu este dat numai de mărimea și gustul lor. Suntem în perioada cireșelor, talabele sunt pline de astfel de fructe, sunt românești sau nu? Bineînțeles că sunt și românești, sunt destule fructe românești în piețele noastre, pentru că cireșul este una dintre speciile foarte apreciate, care a cunoscut o dezvoltare destul de importantă ca suprafețe în ultimii ani în România. Care ar fi cea mai importantă suprafață de la ora actuală? În ce zona a țării? Sunt mai multe zone în care s-au plantat suprafețe importante cu cireș. Vreau să vă dau câteva exemple. La Ostrov, de exemplu, în județul Constanța, în Surăței, în județul Brăila, dar și în alte părți, în Ardeal, în Transilvania, în Moldova, sunt destui întreprinzători care au plantat suprafețe cu cireș, plantații intensive cu cireș, deci cu tehnologii noi. În zona Râmnicu-Sărat este o plantație destul de mare, în zona Focșan de asemenea, deci aproape de București, la Dunații Copăceni, în localitatea 1 decembrie. Deci iată câteva exemple de plantații noi, moderne, realizate cu portaltoi de vigoare scăzută. Ghizela 5 este unul dintre ele, PHLC un altul, care permit ca pomii să rămână detalii reduse, dar în același timp să fie foarte productivi și să dea cireșe de calitate. Am uitat să precizez stațiunea Istrița, stațiunea noastră didactică și pepiniera Istrița, unde noi am înființat 12 hectare de cireș în sistem intensiv. Este una dintre principalele plantații care produce cu sistem de irigare, cu spalier și cu niște soiuri deosebite. Avem acolo vreo 10 soiuri noi foarte valoroase pe care încercăm să le promovăm pentru a fi extinse în cultură în România. De ce are nevoie un cireș pentru a avea o producție bună? Din primăvară, cum îl îngrijim? Sau de când începe îngrijirea, mai bine spus, poate nu n-am spus chiar bine termenul în timp. Cred că trebuie să începem cu plantarea. Deci atunci când înființăm o plantație nouă de cireș, trebuie să avem grijă ca materialul săditor să fie valoros, adică să fie certificat, așa cum și cer noile reguli sau, cum să zic, programul pe care urmează să-l înființăm în România. Portaltoi, așa cum am spus, este important. Ne dorim portaltoi de vigoare slabă, Ghizela 5, Ghizela 6 sau iată PHLC, pe care îi promovăm în cultură. Plantarea să se facă la distanțe ceva mai mici, cu sistem de susținere și neapărat cu sistem de irigare, pentru a da pomilor apă atunci când au nevoie. Este o necesitate aceasta, neapărat. Bineînțeles, pentru că dacă pomul tânjește, are de suferit, o să-și ia apa din fructe, practic, și producția va fi afectată. Este foarte important după aceea să ținem cont de faptul că anumite plantații de cireș și anumite soiuri care se coc în perioada mai-iunie pot să fie expuse ploilor. Și știm ce se întâmplă atunci când plouă mult în perioada în care cireșele sunt coapte, acestea crapă și nu mai pot să fie valorificate, motiv pentru care trebuie să începem să ne gândim și la sisteme de protecție împotriva ploii, nu în ultimul rând sisteme de protecție împotriva grindinei. De asemenea, este foarte important pentru a obține fructe de calitate să conducem pomul, să-l tăiem într-un anumit fel, astfel încât să avem fructe mari. Practic, prețul cireșelor este dat de mărimea acestora. Trebuie să știți că pe piața internațională a fructelor de cireș, cele mai bine se vând fructele care depășesc 30 de milimetri în diametru. Deci au calibru de peste 30 de milimetri, ceea ce nu este foarte ușor de obținut. E și o chestiune de caracteristică a soiului, dar și un lucru legat de tehnologie, de modul în care cireșul se taie. Practic, prin realizarea unor tăieri corecte, prin stimularea creșterilor laterale la cireș, se obțin ramuri mijlocii, le numim noi, la care mugurii sunt distanțați, sunt depărtați, mugurii de rod sunt mai depărtați unul față de celălalt și în felul acesta, acești muguri vor produce cireșe
depărtate unele de altele, adică inflorescențe cu fructe distanțate. Vor avea mai multe frunze care să hrănească fructele și dând și o fertilizare corespunzătoare, cireșele acestea ajung să crească la dimensiunile despre care am vorbit. Mereu mărimea cireșelor dă și calitatea, gustul? Aici e o chestiune legată de soi. Sunt soiuri care au un gust deosebit, într-adevăr. Poate boambele de codnari, un soi românesc sau pietroase de codnari, nu o să ajungă niciodată la 30 de mm diametru, dar au un gust excepțional. Deci, aici este o luptă permanentă pentru noutate, adică pentru a aduce soiuri noi care să aibă dimensiuni mari, calibru mare, dar în același timp gustul să fie foarte bun. Haideți să trecem un pic pe partea tehnică. Suntem în livadă, spuneți-ne câte ceva despre cireșul din fața noastră, ce soi este, ce sistem de prindere, detaliați-ne puțin din tehnica, din cunoștințele dumneavoastră. Da. Este vorba despre soiul Cordia, altoit pe PHLC. Cordia este unul dintre soiurile la modă, dacă vreți, în producția de cireșe din lume, alături de Regina, sunt poate cele mai răspândite soiuri în acest moment. Noi am dirijat pomii aici sub formă de drapeau marchand, este denumirea formei de coroană, adică drapel mărșăluind pe românește. Pomii au fost plantați la 45 de grade, după care au fost palisați pe spalier, este un spalier cu 5 sârme orizontale, și am dirijat axul la 45 de grade, urmând ca pe partea superioară a axului să formăm 5-6 șarpante, dirijate la 90 de grade față de ax. Deci, practic, axul are 45 de grade față de sol și șarpantele, cele 5-6 șarpante, tot 45 de grade față de sol. Ca dezavantaj, pentru a realiza o astfel de formă de coroană, e nevoie de destul de multă manoperă pentru palisarea, pentru legarea ramurilor în poziția despre care am vorbit. Însă, este o formă, de exemplu, care se pretează foarte bine pe lângă o casă deosebită, pe o alee, unde vrem să avem și o formă de coroană cu dublu caracter productiv și decorativ, ornamental. În spatele nostru observ altă formă de coroană. Desigur, de data asta este o coroană pe care noi o promovăm la ora asta la toate speciile pomicole. Este vorba despre axul vertical, o formă mult mai simplu de întreținut și mult mai apropiată de tendința naturală de creștere a pomilor. Desigur, avem nevoie de portaltoi de vigoare scăzută pentru a realiza o astfel de formă de coroană. Pomul, în principiu, este format dintr-un ax vertical, în spirală, de-a lungul acestui ax, pe înălțime, se formează ramurile productive, ramurile care vor fructifica și care se întineresc permanent, prin tăiere, atât în uscat, cât și prin tăiere în verde. Pomul formează până la urmă un fel de cilindru sau trunc de con foarte înalt, productiv, care se îmbracă cu fructe. Cât de costisitoare este întreținerea plantațiilor de cireș? Necesită multe tratamente? Cireșul nu are aceea sensibilitate ca și mărul, de exemplu, deci se stropește ceva mai puțin. Trebuie să știți că la cireș este o boală numită monilioză, putregaiul fructelor, care însă este foarte periculoasă și trebuie combătută, sau mai bine zis prevenit să apară. Tăierile sunt relativ simple, ușor de efectuat, însă ceea ce este costisitor la cireș este recoltarea fructelor. Deci aici practic se folosește cea mai multă manoperă. Formele astea cu volum redus, cu talie redusă, chiar formele aplatizate, permit să crească productivitatea și la cules, și în plantațiile industriale normal că e nevoie de acele platforme autopropulsate care permit muncitorilor să recolteze din mers și să aibă productivitate sporită. Vă mulțumim frumos pentru informațiile date, pentru informațiile tehnice mai ales. Vă promitem că vă mai vizităm și altă dată, poate cine știe să ne vorbiți și despre alt pom. Mulțumim încă o dată!
Mâine, dragii mei, este una dintre cele mai fericite zile de pe planetă. Ziua de 1 iunie, nu toți copiii vor fi fericiți. Copii mai mari, copii mai mici, de ce nu și noi? Nu trebuie să ne pierdem niciodată copilăria. Dar v-ați gândit unde o să vă duceți mâine cu copiii dumneavoastră, alături de copiii dumneavoastră? Sau unde or să vă invite copiii dumneavoastră? Noi vă dăm o soluție. Am bucurat deja niște copii, așa că haideți să privim împreună următorul reportaj. Fiecare dintre noi avem din când în când în minte clipele copilăriei. Ne amintim cum am fost copii, cum am căzut prima oară cu bicicleta. Din acest motiv, pentru că mă simt copilul redacției, sunt cel mai mic din redacție, m-am gândit ca și copiii colegilor mei să ajungă în lumea satului, în lumea satului meu. Așa că am poposit la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București pentru a vorbi despre tradiție și despre lumea satului. Bună ziua, copii! Bună ziua! Sunt entuziasmați, după cum bine vedeți. Avem alături de noi și o gazdă care ne va vorbi și ne va introduce pe un traseu al lumii satului din Muzeul Satului de la București. Dar aș vrea să întreb pe copii mai întâi dacă știu cu ce sunt îmbrăcată. Știe cineva? Cu un portocaie. Cu oaie. Din origine bucovineană. Așa este, sunt bucovineancă, v-am mai spus acest lucru. Lângă mine, vorbeam despre copiii din redacție, este și verișoara mea care este tot bucovineancă și ne mândrim cu acest lucru. Tocmai de asta am poposit în curtea din Moldova, unde vom afla câte ceva despre tradițiile, portul popular, dar și despre casele din Bucovina. Bună ziua, în primul rând! Bună ziua, sunteți bineveniți la Muzeul Satului de fiecare dată. Dacă tot am vorbit despre ei, am putea să prezentăm puțin ce înseamnă costumul popular din Moldova. Dacă dumneavoastră purtați oie, ansamblul costumului se compune din piesele care acoperă capul, și anume basmalele sau ștergarele de cap, iile sau cămășile cu poale, decorate în sistemul clasic, altiță în creț și râuri pe mâneci. Specifică zonei, cea care definește costumul, este catrința sau fota, care se drapează în jurul taliei, opincile, ciorapii de lână, iar pentru costumul de sărbătoare sau pentru ocaziile speciale avem acele fastuoase pieptare cu poale. Așa este, este un adevărat, o adevărată tradiție în spatele fiecărui costum popular din fiecare zonă. Aș vrea să ne vorbiți câte puțin despre casa din zona Bucovinei. Ce are specific față de celelalte case din alte zone? Casa se numește Fondul Moldovei și numele l-a căpătat din satul de unde a fost transferată în 1936. Este o casă de sfârșit de secol XIX, ca tip se înscrie în gospodărie închisă, accesul se face printr-o poartă monumentală, unde există două porți, o poartă pentru accesul oamenilor, iar cealaltă este pentru accesul animalelor și al căruțelor. Pe lângă casă avem și alte construcții anexe, bucătăria de vară, șura cu grajdul și cu fânarul pentru adăpostul atât al animalelor, cât și al lemnelor, dar și al fânului. A mai văzut cineva o astfel de casă? Andrei? Alex? Ați mai văzut? Da, nu prea. Unde ai mai văzut, Alex? La Muzeul Satului. La Muzeul Satului, foarte bine. Spuneți-mi, nu este singura casă din zona Bucovinei de aici, din câte înțeleg, mai este un întreg ansamblu de case aici, tot din zona Bucovinei sau din întreaga zona Moldovei? Și Moldova și Bucovina. Alături de noi avem și Straja și Voitinel, care sunt tot din Bucovina, dar avem și case din Vrancea, avem și case din Vaslui, avem și din zona Neamț, astfel că Moldova este reprezentată așa cum trebuie în Muzeul Satului. Așa este, tradiția din Moldova este bine reprezentată. Acum aș vrea să întreb pe copii dacă au bunici la țară. Aveți? Da! David, unde ai bunici? Păi la țară, la Sângeru, unde ai? În Prahova. Și Andrei. Așa este, Rareș, tu? Eu am bunicii din partea tatălui, în zona Măluțului. Din ce județ? Din județul Bistrița Năsăuda. Așa este. Haideți să mergem acolo. Vreți să vedem și casa de la Bistrița? Da. Da? Da. Haideți să mergem acolo. Entuziasmați de cele aflate, copiii și-au continuat vizita spre casa din Bistrița, observând biserica din Timișeni, dar, obosiți, au poposit în zona Prahoveinilor, primul obiectiv fiind hanul La Barieră. Andrei, îmi spuneai că bunicii tăi sunt dintr-o comună din Prahova. Cu ce se ocupă locuitorii de acolo? Locuitorii de acolo se ocupă cu agricultura și cu muncile gospodăriei. Tu mergi, l-ajut pe bunicul la treabă? Da, merg și când merg la bunici îmi place cel mai mult să-l ajut pe bunicul meu la
albine. Pentru că te pricopsești cu mierea, o iei acasă. Da. Spuneți-mi unul dintre voi doi că sunteți mai mari, dacă ați auzit de Hanu Ancuței, l-ați citit? Nu. N-ați citit, urmează în clasa a 7-a sau a 8-a, cred că cu siguranță trebuie să-l și citiți. Dar știți măcar ce e un han? Un han este un loc în care se întâlnesc oamenii bătrâni. Și ce fac acolo? Se distrează? Vorbesc? Vorbesc. Cred că este mai mult de atât, doamna muzeograf. Spuneți-ne câte ceva despre hanul din Muzeul Satului. Hanul din Muzeul Satului, la Frâncu sau la Barieră, a fost adus aici în anii 1990, deși el datează din secolul XIX. În memoria locală există și o poveste cum că domnitorul Alexandru Ioan Cuza ar fi poposit aici. De fapt, hanul este locul unde se întâlneau negustorii și păstorii în drumurile lor. Parterul hanului este format dintr-o sală de mese și bucătărie, iar etajul al doilea este destinat spațiului de odihnă. Deci se poate merge la han, să și se putem poposi la han. Sigur, vă invităm. Haideți să mergem și propun să mergem și la casa din județul Prahova. Sigur, vom merge la casa Trăisteni. Haideți să mergem după doamna muzeograf cu toții, cu minței, haide! Doamna muzeograf, am poposit și în ograda prahovenilor. Ce avem aici? Casa Trăisteni este specifică pentru zona Prahovei, prin prispa cu elemente și stâlpi traforați și sculptați, dar și prin foișorul plasat asimetric deasupra pivniței. Interiorul casei este specific pentru două ocupații principale ale zonei. Pe de o parte, instrumentarul pastoral, iar pe de altă parte, țesăturile cusute cu bumbac și arnici în roșu și negru specifice zonei, care ilustrează ocupația femei, industria casnică textilă. Spuneți-mi cât de veche este casa? Casa este tot secolul XIX. Ca majoritatea caselor din această zonă? Avem construcții și de secolul XVII în muzeu, dar avem și construcții venite mai aproape de noi, pentru că suntem atenți și la ceea ce se întâmplă în contemporaneitate. N-a putut să nu-mi atragă atenția o căpiță cu fân. Denisa, tu știi ce e aceea, o căpiță? Da, desigur, la mine la țară mereu. Bărbații se duc dimineață, cosesc fânul și îl lasă la uscat, apoi cheamă rudele, vecinii și se, cum zice bunica mea, mergem la polog și strâng. Uitați, aflăm și lucruri noi și despre țărani și copii. Văd că încep să știe câteva lucruri. Cred că vizita muzeu le-a făcut bine. Nu ne oprim aici, cred că le veți mai spune și alte lucruri interesante. Haideți să mergem. Copii, mergem? Da. Haideți! Rare și am ajuns și în zona bunicilor tăi. Cum ți se pare casa de la Bistrița? Nu se aseamănă casa aceasta cu cea din satul bunicilor mei, dar tot din Bistrița este. Spuneți-ne, se aseamănă sau nu, greșește Rareș? Există caracteristici care le apropie, dar bineînțeles că fiecare este proprie prin tipul de construcție. Este vorba despre casa Șanț, construită la 1896 și se înscrie într-una dintre casele ce aparțin celor 44 de sate grănicerești. Ea este ridicată pe un socul înalt, cu prispă închisă pe trei laturi, iar interiorul este compus dintr-o tindă fără tavan, cameră de lucru, mai simplu decorată, și cameră curată sau camera de parade, în care veți găsi ulcioare specifice zonei, icoane, dar și mobilier. Copii, v-a plăcut vizita la muzeu? Normal! Da? Îi mulțumim, doamne, cum îi mulțumim? Vă mulțumim foarte mult! Cu plăcere și vă mai așteptăm! Mulțumim și noi tare frumos! Vizita nu se încheie aici, vă mai pregăti ceva, mergem? Da! Haideți! Cred că sunt cadouri! Diana! Hai, cadouri! Hai la cuțite! În 1954, UNICEF a recomandat ca fiecare stat să sărbătorească ziua copilului. Mâine este 1 iunie, noi ne-am sărbătorit copiii astăzi, i-am plimbat prin Muzeul Satului tocmai pentru a afla despre tradițiile și despre obiceiurilor sătenilor. Au primit și câte un cadou, unii și-au cumpărat suveniruri. Copii, v-a plăcut vizita? Da! V-a plăcut și mai veniți? Da! Rareș, ești supărat sau ne spui ceva? Nu sunt supărat. Vreau să vă spun, cum zicea și Toma Caragiu. Deci, stimați telespectatori, Neratovi la Sata Mumu, adică vă mulțumim pentru atenție. Și noi vă mulțumim și la mulți ani tuturor copiilor. Ca să ajungă la unchiul ei, colega noastră Larisa a mers pe urmele Vitoriei Lipan ca în romanul Baltagu și a ajuns în munții Stănișoara la crucea talienilor. Larisa l-a găsit aici, pe unchiul ei, adică pe Badea Ilie. Mai Larisa,
Suntem colegi, ce naiba, dacă știam că e vorba de lapte, de bulz, de mămăligă, nu trebuia să mă chem și pe mine, în sfârșit. Dar eu acum vreau să stau de vorbă cu Badea Ilie și să-i spun ceva pe limba lui, să vedem, dragii mei, dacă dumneavoastră știți ce i-am spus. Badea Ilie, eu mă urc în nadiceancă, îmi iau o coșarcă și vin la dumneata ca să-mi dai un chișleac și un noaten. Știți ce am spus, dragilor? I-am spus așa, Badea Ilie, eu am să mă urc într-o șaretă, am să iau un coș și vin la dumneata să-mi dai lapte acru și un miel. E, vedeți că m-am înțeles și eu cu el? Acum, Vitoria se abătea iarăși într-o țară cu totul necunoscută, cu nume de sate și munți pe care nu le mai auzise. A făcut popasul obișnuit într-un sat care îi zicea Sabasa și a aflat și acolo urma oilor și a călăreților. Pe urmă a osuit un drum șerpuit, săpat în stâncă, ocolind în singurătăți pe sub vulturi. Era ca o pustie a gheții și a omătului și sus, vântul avea un spulber și o putere vie, încât te putea rezema cu spatele de el. De acolo se vedeau departe întinderi de soare spre apa Moldovei, iar muntele, cu cale șerpuită și cu punți de piatră peste prăpastii, se chema Stânișoara. În pisc, sub crucea care se chema Atalienilor, au hodinit cai într-un dos de mal, la adăpost de spulber, ascultând în tăcere bubuitul vântului prăpăstii și șuietele brazilor. Înspre soarele acela, care lucește pe apa Moldovei, s-a dus Nechifor Lipan, cugeta Vitoria. Aici s-a oprit și el și s-a uitat departe. Ne-am oprit și noi, ne uităm departe, să vedem ce se mai întâmplă astăzi într-un loc de poveste, pe un drum de poveste, unde Vitoria Lipan a pornit în căutarea bărbatului său, un cioban de adevăratelea. Vrem și noi să vedem dacă astăzi pe Munții Sinișoarei mai sunt ciobani în adevăratul sens al cuvântului. Propun să ne ridicăm încet, să plecăm pe drumul de poveste, să vedem dacă oile, oieritul și ciobanii mai sunt cei din povestea lui Sadoveanu. Haideți să mergem! Cheașule, ți-ai făcut stână, am auzit. Bine te-am găsit. Bine ai venit, nepoțică. Uite, anul ăsta m-am apucat de oierit. Am făcut stână, stăpân de stână anul acesta. Cum de? La momentul când altceva nu-i de ocupație. Așa se este, munții ăștia ar trebui populați, trebuie să le facem rostul, cum se spune. Da, altfel se-l bătecește totul. Trebuie pășunat, tradiția nu se uite niciodată. Care e diferența între cioban, baci și stăpân de stână? Stăpânul de stână care coordonează absolut totul și are în grijă animale, tot răspunde de ele, dă salariile la oameni, la ciobeni. Baciul face cașul și mâncarea în stână, ciobenii umblă cu oile, mulg. Și deci stăpânul de stână are grijă de mai multe oile, numai de oile lui. Stăpânul de stână are nu numai de oile lui, are de toate oile, de tot cârdul și oile din sat, de exemplu. Eu am oile mele, o parte din oi sunt ale mele. Câte oi ai? Amele sunt 30, restul sunt al oamenilor din sat. Și câte ai în total? 320. Ai doar oi, ai capre, ai și vaci? Am vaci, am 50 de vaci, am capre mai puține, vreo 15 capre. Dar cred că ai și câini. Da. Câinele e nelipsit de la stânele de peste tot, din toți munții ăștia. Câți ai? 12. Ciobănești? Ciobănesc de Bucovina. Ciobănesc de Bucovina, foarte frumos, foarte frumos. Nu, cred că de la aerul ăsta ni s-a cam făcut foame. Ne dai ceva? Bine, uite, v-am pregătit, aveți un miel înjântuit. Ce înseamnă asta? Îi jântuitul care se scoate de la brânză, cum se face la noi în Moldova. Se fierbe cu zarzavat, carne de miel, se fierbe mult, mult înjântuit, nu în apă, ca să se dea un gust deosebit. Gustați! Haideți să mergem când s-a făcut foame, hai! Încântați de gustul mielului înjântuit, cu burta plină, am plecat la treabă, că de, la stână nu-i vreme de stat. Suntem la amiază, ce se întâmplă acum?
Grabează, acum e momentul moțului la oi. După, cum se vede, se mulg după ora veche. Asta înseamnă? Însemnând că e obiceiul vitelor de ani, de zile să... O oră în urmă. Da, da, cu o oră în urmă. Și totodată sunt ciobenii, tradiția care... Îi aduceți pe sub pădure, după cum l-am văzut. Da, cum știu să vină? Păi, sunt ciobenii, au pășunile lor care vin zi de zi, se cunosc. Odată e chemat în sunetul trâmbiței, mai practicat și astăzi? Da, avem trâmbiță, se practică la o jumătate de oră înainte de a ajunge oile la mult, se cântă din trâmbiță, au ciobenii, cu toate, na, zilele de azi sunt și ceasuri, dar mai tradițional e cu trâmbița. Și auzând sunetul trâmbiței, am vrut să văd cum se dau oile în strungă. De litri de lapte, atât am avut la dispoziție pentru prelucrare. Pus în budacă, laptelui a fost adăugat cheagul natural și a fost lăsat 45 de minute la închegat. Apoi a urmat o a doua etapă, aceea de prelucrare, care poate dura și mai mult de o oră. Laptele se bate cu o unelte specială, apoi se strânge cu mâna, se adună cașul și se lasă la scurs. În urma scurgerii cașului rezultă zerul, din care ulterior, prin fierbere, se obține urda. Dacă pare că brânza e gata, nu e așa. Urmează un alt proces, obținerea jântuitului. Cașul se fărmițează cu mâna și se stoarce. De aici rezultă jântuitul, un fel de zer mai gros care se pune la dospit. Cașul se pune în tifon și se lasă până a doua zi dimineață la scurs, după care este așezat la dospit pe polița de lemn. Aici poate fi păstrat vreme de câteva săptămâni. Ulterior, poate fi folosit la prepararea balmușului, la înnăcrirea borșului moldovenesc sau la prepararea cărnii de miel. În cheia și de o grămadă de activitate la tine la stână, am văzut că ai și ajutoare. Cu cine faci treabă? Cu ciobenii, în general. Dacă aveți mai mult decât șobeni. Musafirii vin în vizită, ajut și ei cu ce pot. Nu sunt numai șobeni, sunt și copiii tăi lângă tine, din câte da, știu. Copiii mei, toți trei. Lucrează cu mine, suntem împreună la stână, mă ajută. Le sufle așa, din ce ai învățat tu de-a lungul timpului. Te-am ajutat și noi, am mult să oile, am mult să vaci, le-am făcut cașul. Ni s-a făcut că am făcut foame, nu-i dai ceva de mâncare? V-am pregătit un balmoș, l-am pus la fiert, jântuit, cu brânză. Jântuitul ce înseamnă? E smântână, grăsimea din brânză. Care se scurge după ce faci cașul. După ce faci cașul și din jântuit se alege unt. Bun, ai pus jântuitul la fiert și? Am pus jântuitul la fiert, făină de porumb, adăugăm brânza și se fierbe foarte mult și se coace până ajunge la final balmușul. Povesteai de musafir, văd că s-o mai aduna și la masă câțiva musafiri, hai să mâncăm. Hai, poftiți la masă. Am pornit de la Crucea Talienilor, în deal, la vale,
Ne-am oprit la o stână. Acolo am stat o zi întreagă să vedem cum se petrece activitatea la o stână de astăzi. Am mult soile, am mult vacile, am făcut cașul, am ca și mâncare tradițională. Nu știu să vă spun dacă și în zilele în care Victoria Lipan străbătea aceste ținuturi era la fel, dar vreau să vă spun că merită să vă răpiți o zi din într-un an și să veniți aici pe Munții Strâmșoare să vedeți care este de fapt autenticitatea unei stâni tradiționale. Și slobodzea știi iarba, hai dor, doruțului, să pot la munti urca, hai duma dorului. Voi porni cu șobanii, ca să strângem turmilii, să apucăm drumuri batute, de ploi și de doruri multe. Voi porni cu șobanii, ca să strângem turmilii, să apucăm drumuri batute, de ploi și de doruri multe. Duburi și pot să le știi, și din șobanii. Lungă-i drumul codrului, da mai lungia dorului. Când codrul îți cărări multi, e dorul îi străbati iuti. La primavară, dacă-i vrea, hai dor, doruțului, când o vezi pe mândruța, hai duma dorului, așteaptă cu dor în prag, hai dor, doruțului, lui sarutul meu cu drag, hai duma dorului, pe aripa vântului, din cetina bradului, și-mi mirosul florilor, să știe și drag și dor. Pe aripa vântului, din cetina bradului, și-mi mirosul florilor, să știe și drag și dor. Că să mă poată aștepta până și-a treia și vara. Te-a ști, că dorul nu se o stoiești, când te gândești cât te lasi, iar îți vezi inima arsi. Da, primavară, surioară, hai dor, dorul suldi, când o ieși cu turma iar, hai duma dorului, din poien de braț ce fac, hai dor, dorul suldi, cu sufletul drag, hai duma dorului. Noaptea-n jurul focului, oi da glas fluirului, raza m-a tâvârt din munte, luna cu drag să mă asculte. Noaptea-n jurul focului, oi da glas fluirului, raza m-a tâvârt din munte, luna cu drag să mă asculte. Să-i cânt cântic de șoban, pe care-n dorarii alea, drumul iarba muntele și oaiele lui. Dă-mi, Doamne, zile mai multe, să mă urc cu turma muntii. Hai să aud iarba cum mai crești, deși ne-i om atunci trăiești. Ei, cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă spuneam la începutul emisiunii, căldură mare, mon cher, căldură mare, dar noi am reușit să-i facem față și să ne bucurăm de umbra grădinii botanice Dimitrie Brânză din București, gazda noastră perfectă. Și dumneavoastră, pentru noi, sunteți gazda perfectă, fapt pentru care vă rog să veniți la întâlnirea cu noi și duminica viitoare, fix la aceeași oră. Să știți că vă iubim, vă așteptăm și tot ceea ce facem, facem pentru bucuria dumneavoastră. Și să nu uitați, vă spun de fiecare dată, că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta,
a ta, oriunde ne-am aflat. Toate cele bune!